Luni, 19 iulie, s-au împlinit 494 de ani de la prima atestare documentară a orașului Băile Olănești. Cu acest prilej, administrația locală a organizat un eveniment cultural în cadrul căruia primarul Sorin Vasilache a premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. La 19 iulie 1527, printr-un hrisov, domnitorul Radu de la Afumați întărea moșii pentru boierii din Olănești. 494 de ani, ce asigură istoria localității noastre și perspectiva unui viitor cu realizări și împliniri. Stațiunea Băile Olănești reprezintă una dintre puține localități din țară care îmbină într-un chip armonios doi factori naturali de cură. Factorul climatic și topoclimatic, cu ierni blânde și vădăcoroase, cu un aer oxigenat, ozonat, și factorul hidromineral, prin existența celor 30 de izvoare minerale dătătoare de sănătate, ce tratează o serie de afecțiuni digestive, renale, alergice. Profesorul Ion Popescu, doctor în istorie, a fost de față la evenimentul cultural din Băile Olănești pentru a prezenta o scurtă istorie a locului. În primul rând, aș putea să vorbesc despre ospitalitatea acestor oameni. În al doilea rând, aș putea să vorbesc despre apele minerale de la Băile Olănești, pe care le caută mulți, care au putere binefăcătoare și tămăduitoare, și de aceea, de la 1829-1830, când datează primele analize științifice ale apelor minerale de aici, și până astăzi, sute de mii de oameni ne-au călcat pragul, ca să spun așa, și să își refacă aici sănătatea. Anul acesta, din cauza pandemiei, dar și a lucrărilor de modernizare din Parcul Central, administrația locală nu a putut organiza sărbătoarea la fel ca în anii trecuți, cu spectacole, concerte și focuri de artificii. Urez în această zi aniversare locuitorilor din Băile Olănești, colaboratorilor noștri, multă sănătate, spor în activitate și să dea Dumnezeu să realizăm împreună cu Consiliul local, consilierii locali, cu locuitorii din Băile Olănești, tot ceea ce ne-am propus pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunii noastre.